Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spune ce crezi. Mă bucur că revin în fața dumneavoastră cu noi informații, așa cum v-am obișnuit în cadrul emisiunii Spune ce crezi, dar și în cadrul celorlalte emisiuni difuzate de Servus HDTV. Astăzi, invitatul meu este domnul rector al Universității din Petroșani, domnul Radu Sorin Mihai. Bine ați revenit în studioul Servus Hunedoara TV. Mă bucur tare mult pentru prezență. Bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe telespectatorii noștri și mă bucur ori de câte ori avem ocazia să ne revedem și să discutăm despre problematica învățământului superior hunedorean. De fiecare dată când v-am apelat telefonic și v-am propus să veniți în fața telespectatorilor noștri, ținând cont că veniți de la Petroșani, este totuși o distanță de luat în seamă, un efort, dar nu ați ezitat să veniți și pentru asta încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru informațiile oferite până acum în cadrul emisiunilor noastre, dar și în cadrul ziarului nostru Servus Hunedoara, cu informațiile cu privire la ce se întâmplă în cadrul Universității din Petroșani, proiecte noi, proiecte în derulare și așa mai departe. Așadar, domnule rector, cred că de la începutul anului nu ați mai venit în studioul nostru, dar iată-vă acum, aici în fața telespectatorilor noștri. O primă întrebare, cum au decurs aceste 3 luni din anul 2022, ținând cont de faptul că am avut pandemie, iată că acum virusul ne-a dat pace, dar consider că nu pentru foarte mult timp, cum anunță specialiștii, va veni cât de curând și al 6-lea val. Vedem în Germania, în China, cazurile au un număr foarte mare, creșterile sunt și multe persoane infectate, dar iată că avem și noi în România virozele respiratorii, un număr foarte mare de viroze în perioada aceasta. Cum s-a desfășurat activitatea Universității din Petroșani? Cum ați început anul 2022? După vacanța de sărbători am început anul universitar online, așa cum îl planificase și cum îl aprobase Senatul Universității până la începutul lunii februarie, când am intrat în sesiunea de examene. Sesiunea s-a ținut tot online, iar de la 1 martie am decis să începem într-un format mixt, adică cursurile să le ținem online și lucrările de laborator, proiectele și seminarele față în față. Odată cu încetarea stării de alertă și cu instrucțiunile primite de la Ministerul Educației, am continuat activitatea doar față în față, adică și cursurile le ținem acum față în față. Studenții începând să vină la universitate, deși poate că unii dintre ei s-au angajat cu jumătate de normă sau poate chiar cu normă întreagă, totuși au început să vină, să participe la toate activitățile, mai ales că cei de la inginerie sau și cei de la științe economice sau la științe sociale trebuiau să vină la activitățile de laborator sau de seminar față în față. Nu avem probleme cu locurile de cazare în cămin, deci toate solicitările sunt onorate. Și eu cred că intrăm ușor-ușor într-un proces normal, firesc, în care folosim și experiența câștigată în 2 ani de pandemie vis-a-vis de predarea și poate uneori examinarea online, dar folosim și prilejul de a ne întâlni și colegii între noi, dar și studenții mai ales încep să-și cunoască colegii, încep să-și cunoască pe viu dascălii. Lucru foarte important, mai ales că așa, la final de an. La final de an, mai ales că aceasta generează apoi
o serie de activități studențești comune, de la cele culturale, sportive, până la unele turistice sau științifice. Acestea sunt măsurile pe care dumneavoastră le-ați luat, universitatea, conducerea universității le-ați luat când s-a mai relaxat, restricțiile au fost diminuate, capacitate 50%, capacitate 30%, 50%, iată acum 100%. Vreau să vă întreb dacă la Universitatea din Petroșani, după 2 ani de pandemie, prezența obligatorie la cursuri sau la practică? Este obligatorie la cursuri sau la practică? Acum este obligatorie la toate tipurile de activități. Sigur că Ministerul Educației caută soluții ca să utilizăm ceea ce s-a câștigat în perioada aceasta și pe viitor, și ca atare a discutat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior să vedem dacă pentru acreditarea formei de învățământ la zi cu prezență fizică, respectiv cu frecvență, se pot implementa și unele activități de curs online. Rămâne ca în timp de 90 de zile acest lucru să fie discutat și prezentat ministerului și probabil că din toamnă vom avea și alte variante de cursuri, în special mai puțin laboratoare și seminarii care trebuie făcute fizic, pentru că altfel studenții nu au posibilitatea de a vedea practic ceea ce înseamnă viitoarea lor profesie. Ba mai mult, dorim ca aceste activități de practică, așa cum ați subliniat, să se țină în vară la întreprinderile cu care avem parteneriat, la toți agenții economici, tocmai pentru a se familiariza studenții cu producția, cu practica și să facă față după absolvire cerințelor pieței forței de muncă. O vorbă veche spunea, teoria ca teorie, dar practica te omoară. Da. Practica este importantă, să știi ce ai de făcut. Teorie o poți învăța și acasă, dacă ești un elev conștiincios, oriunde, de oriunde poți să citești și te informezi, dar pentru a face practică trebuie să fii prezent și să știi ce rol are specializarea pe care ai ales-o, ce trebuie să faci. Și de multe ori ați văzut când merge un tânăr să se angajeze, se cere practică, experiență. Aveți experiență. Iată că eu presupun că acea practică este totuși o mică experiență în domeniul, în specializarea aleasă. Indiscutabil. Contează foarte mult. La specializările de inginerie, unde avem parteneriate cu o serie de companii multinaționale, cu o serie de întreprinderi din Valea Jurii, din județ sau din județele limitrofe, studenții care participă sunt selectați și cei care confirmă pe perioada practicii au posibilitatea să-și prelungească activitatea practică în, ca și angajați. Asta vreau să zic, pot rămâne și angajați în cadrul firmelor până la finalizarea vacanței. Cum aceștia de regulă sunt în anii terminali, împreună cu un inginer sau un specialist de la firma respectivă și cu un cadru didactic de la noi de la universitate, aleg o temă cu aplicabilitate la firma respectivă, urmând ca după susținerea proiectului de diplomă, ei să fie angajați automat la firmele la care au lucrat și la care au făcut acest proiect. Iată deci că legăm într-un fel învățământul nostru, teoretic și cu aplicabilitatea practică, de viitorul loc de muncă al absolvenților.
Am înțeles. Aș mai vrea să mai discut cu dumneavoastră un alt punct sensibil. Știm cu toții, domnule rector, că de peste 5 săptămâni, din păcate, a început războiul din Ucraina. Aveți refugiați în Petroșani? Dacă Universitatea din Petroșani s-a implicat în acel demers de a caza refugiați? Și dacă vor avea nevoie să-și continue studiile, există acest cadru legal la Universitatea din Petroșani pentru refugiați? Noi am pregătit un cămin de garsoniere, de 40 de garsoniere, și l-am pus la dispoziția Inspectoratului pentru Situații de Urgență a județului Hunedoara. Și ca atare, dacă vor fi solicitări, noi putem caza minim 80 de persoane în acest cămin și le putem asigura masa la cantina studențească. Să înțeleagă telespectatorii, nu numai studenții, acest cămin pus la dispoziție pentru ISU, familii complete. Familii care vin, refugiați de orice fel. Pentru studenții care vin și doresc să continue studiile, avem prevăzute niște reglementări de recunoaștere a diplomelor și activităților lor în Ucraina și de continuarea studiilor la noi. Atât pentru studenții care vor fi care ar fi refugiați, deocamdată nu avem, cât și pentru cei care ar sta în acest cămin de garsoniere pe care îl punem la dispoziție, avem pregătiți studenții basarabeni care știu limba rusă și care pot fi oricând un ghid practic pentru refugiați, indiferent, repet, că ei sunt studenți sau nestudenți, doar care vin să locuiască și să fie protejați în România. Deci ne-am gândit la toate variantele, așteptăm acum solicitări și suntem, din câte știu eu, singura entitate din Valea Jiului care a pus la dispoziție așa ceva, în funcție probabil și de posibilitățile existente în zonă. Și mai sunt trei spații destinate în județul Hunedoara. Pe lângă acest sprijin, am înțeles că ați organizat și o strângere de ajutoare pentru refugiați în cadrul universității, Asociația Studenților Basarabeni, organizațiile studențești și-au dat vorba aia mâna și au strâns alimente pentru și diverse lucruri, materiale igienice pentru refugiați, pentru familiile. Imediat cum a început războiul în Ucraina și au început să vină refugiații, studenții noștri, atât cei basarabeni, cât și studenții români, asociațiile, cele trei asociații ale studenților, au venit cu rugămintea de a putea strânge ajutoare. Le-am oferit spații, le-am asigurat condiții ca aceste ajutoare să fie strânse și am sprijinit în a le transporta la Siret sau în alte zone din nordul țării unde era nevoie de aceste ajutoare. La fel s-a organizat și la nivelul cadrelor didactice și personalului administrativ, iarăși o coletă și am sprijinit. Au fost făcute donații? Au fost făcute donații, da? În special am insistat noi cu materiale sanitare, cu pături, cu mai puține haine, pentru că nu știm exact dimensiune, dar dacă s-au donat și acestea n-au fost refuzate, și anumite alimente de strictă necesitate și care nu sunt perisabile ușor, care să poată veni în sprijinul acestor refugiați.
Sunteți cu atâția, cu atâția mulți ani de experiență în domeniul învățământului. Cum vedeți și acum poate îmi dați un răspuns din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere al funcției dumneavoastră ca rector al Universității din Petroșani, cum vedeți România, țara noastră, că s-a implicat pentru toți copiii refugiați din Ucraina în privința învățământului, începând de la cei mai mici până la, iată, studenții și ultimul an de studiu, ce am văzut în toată țara. Cum ați perceput-o dumneavoastră, această inițiativă și activitățile? Ministerul Educației a fost printre primii care au luat atitudine vis-a-vis de refugiații care vin în România și au căutat și au și găsit soluții pentru a pregăti și a prelua copiii și chiar studenții care s-au refugiat în România. Au găsit soluții și pentru preșcolari, și pentru școlari, și pentru universitari. Mai mult au creat cadrul legal de educare și de continuare educației acestor tineri, facilitând astfel tranziția rapidă de la învățământul care l-au întrerupt în Ucraina la învățământul care se continuă la noi. Reacția aceasta a fost preluată rapid și de către universități pe de-o parte și inspectoratele școlare, județene pe de altă parte, încât să nu fie timpi morți sau timpi mari de tranziție de la un sistem la altul. Sigur că se caută, dacă pe cât se poate, dascăl ucrainien, dascăl care știu limba. Nu e simplu, nu e ușor, dar o parte dintre refugiați, mai ales elevi de liceu și studenți, se descurcă bine și în limba engleză. Și atunci, pentru sistemul de învățământ, mai ales liceal și universitar, e mai simplu că îi preluăm la cele specializări pe care noi le avem și în limba engleză sau există la nivel național. Și bineînțeles că sunt preluați și acolo unde avem posibilitatea, sau au universitățile posibilitatea de a le asigura cazare și masă. Un lucru îmbucurător pentru acest demers în toată țara, ce s-a întâmplat pentru a acorda acest sprijin tuturor copiilor, elevilor, studenților, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a nu pierde foarte mult și a integra în școlile noastre românești. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule rector, luăm o pauză comercială, după care revenim cu alte informații despre proiectele și investițiile și, bineînțeles, nu uităm de programul proiectul Erasmus. Iată că putem vorbi acum despre aceste deplasări atât a elevilor cât și a profesorilor în alte țări unde dumneavoastră sau Universitatea din Petroșani are parteneriate. Pauză comercială și revenim. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Servus Hunedoara, cotidianul județului tău. Independent, imparțial și onest.
Ziarul care te salută de 17 ani de apariție neîntreruptă pe piața media din județul Hunedoara. Cotidianul Servus Hunedoara este ziarul cel mai longeviv de după Revoluția din decembrie 1989. Cotidianul și-a câștigat un loc de top printre preferințele mediatice ale cititorilor, oferindu-le respectul pe care aceștia îl merită, prin știri corecte, obiective și echilibrate din toate domeniile. Hunedorenii merită un ziar echidistant, obiectiv și dinamic. Apare zilnic în ediția tipărită de luni până vineri și îl puteți găsi la punctele de difuzare a presei hunedorene. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara oferă realitatea cotidiană din județ, atât în format tipărit cât și digital, în mediul online pe site-ul servuspress.ro. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook Servus Hunedoara și pe grupul Cotidianul Servus Hunedoara. Echipa de jurnaliști îmbină experiență, tinerețe și energie. Cu tine și prin tine, ziarul servește, țintește, apără și vorbește. Cotidianul Servus Hunedoara, zilnic lângă tine. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Supercom SA. Nihil sine deo. Un eveniment pe care cotidianul Servus Hunedoara l-a promovat, am informat cititorii noștri cu privire la acest proiect. Servus Hunedoara a scris despre proiectul Smart Boogie, o mașină electrică, proiect dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Petroșani și promovat la Cluj, la Innovation Lab. Ce ne puteți spune despre acest minunat proiect? Colectivele de cadre didactice și studenți, în special masteranți și doctoranți, au căutat permanent să fie în pas cu cerințele și trendurile de dezvoltare ale societății, nu numai românești, ci și europene sau mondiale. În cadrul acestor trenduri, sigur că se pune problema dezvoltării unor vehicule care se meargă pe energie electrică. Vedem autoturisme și automobilele pe baterii. Noi am început cu unele mașini mai simple, dar am continuat și continuăm cu dotarea unor mașini existente la care am transformat tot interiorul și am realizat un sistem de deplasare cu ajutorul bateriilor. Soluțiile noi prin care am realizat acest lucru au fost prezentate la Cluj, la o acțiune de dezvoltare a acestor tehnologii și, bineînțeles, că am avut un succes foarte mare, luând chiar premiu special. Activitatea aceasta este în colaborarea unor specialiști de-ai noștri, atât de la Ingea Transportului, cât și de la partea de automatică sau calculatoare. Iată că suntem în stare și căutăm să realizăm proiecte interdisciplinare care să arate potențialul universității noastre. Salut! Sunt Cosmin și în cadrul cercetării de dezvoltare doctorală am realizat proiectul intitulat ATV Smart Electric Autonom. Acest vehicul are ca și principale componente o grămadă de piese adunate și care la un moment dat au avut alte scopuri și alte întrebuințări.
S-au luat toate aceste piese, s-a format acest vehicul cu alimentare electrică pe fondul îngrijorărilor datorate de poluarea excesivă întâlnită în zilele noastre. Dacă luăm pe fiecare componentă în parte din denumirea proiectului, ATV, se observă structura de autovehicul all-terrain. Dacă luăm partea de smart, observăm componenta smart, senzor și sisteme de comunicație, partea de electric face referire la motorul electric și partea de autonom înseamnă faptul că acest vehicul se poate conduce singur, ghidat cu ajutorul camerelor web și a unui sistem de cartografiere denumit sonar de tip LIDAR. Toată partea de alimentare se face cu ajutorul unui acumulator. Printr-o parte de invertor se face transformarea din tensiune în curent continuu, în tensiune în curent alternativ necesară alimentării motorului alternativ trifazic. Comanda se face în două moduri, ori dacă se lasă partea de conducere autonomă va fi gestionată cu ajutorul unui modul de tip Raspberry Pi, dar dacă se dorește să se conducă în regim manual, poate să se utilizeze acest panou de comandă. Pentru ce a fost creat? S-a spus că ar trebui să realizăm în cadrul fiecărui oraș o hartă a nivelurilor de poluare. Și atunci nu poți să mergi într-un oraș cu un vehicul care la rândul lui poluează. Poluarea aceasta directă este rezultată numai arderii gazelor de eșapament. Atunci noi am construit acest vehicul electric și am pus componenta de senzoristică pentru a prelua datele fără a fi influențate de propriile emisii. Vehiculul de față nu emite niciun fel de noxă. Datele preluate cu ajutorul acelor senzori sunt trimise către un server cu ajutorul unui serviciu ThingSpeak și cu ajutorul unui sistem de comunicație LoRa și pot fi interpretate, pot fi vizualizate. Se observă că ultima intrare s-a făcut acum mai puțin de un minut. S-a încercat să se preia, să se facă preluări ale datelor cât mai rapid, adică în sistem real-time, pentru a nu fi întârzieri mari în ceea ce privește datele preluate. Dacă dorim să observăm funcționarea acestui echipament, acestui vehicul, îl putem trece momentul de față în sistem manual de conducere, observând că odată noi putem să ne mișcăm într-un spațiu, avem și imaginea folosită pentru sistemul automat, are funcțiile exact ale unui vehicul obișnuit, are sistem de direcție, sistem de frânare, perfect funcționale. O întrebuințare deosebită, mai ales în contextul pandemic actual, ar fi utilizarea acestui ATV, smart, electric, autonom, în cadrul unei incinte închise, pentru a face dezinfectarea anumitor hale, anumitor incinte, fără a pune în pericol eventualii supraveghetori. S-ar putea monta pe structura funcțională a acestui vehicul sisteme de dezinfecție cu lămpi în ultraviolet. E adevărat, lămpile în ultraviolet afectează un eventual observator uman. Dar dacă acesta se protejează într-o altă incintă și observă doar comportamentul acestui vehicul, n-ar trebui să avem probleme să-i afecteze starea de sănătate. Acum, după acest succes, noi continuăm prezentarea acestui proiect și sperăm în sprijinul unor firme de profil din România și din afară, în așa fel încât o parte din soluțiile, unele brevetabile, altele în curs de brevetare,
să fie aplicate apoi pe scară industrială, dacă se poate spune așa. Aceste lucruri sunt preocupări reale și, într-adevăr, s-au făcut în laboratoarele noastre de studiu, de cercetare și în laboratoare didactice. Avem preocupări nu numai în domeniul acesta, avem preocupări și în domeniul unor roboți industriali, unor roboți care nu numai manipulează niște piese într-o secție sau într-o hală, ci roboți care încep să simuleze o parte a activității creierului, o parte a activităților motrice și așa, etc. Sunt preocupări, pe lângă celelalte preocupări de rezolvarea unor soluții concrete de la domeniul minier și mecanic până la domeniul de IT sau la domeniul de robotică. Este o dovadă că învățământul superior de la Petroșani este, cel puțin la nivelul celorlalte universități românești, dar și la nivelul multor universități europene. Felicitări le spun și eu tuturor studenților implicați în acest proiect și, bineînțeles, universității. Felicitări pentru premiul câștigat. Mulțumim. Domnule rector, așa cum vorbeam în alte emisiuni unde dumneavoastră ați fost invitat despre programul Erasmus, am putut vorbi foarte puțin anul trecut sau chiar acum 2 ani, ținând cont de cei 2 ani de pandemie. Cum funcționează programul Erasmus acum în cadrul Universității din Petroșani? Deși a fost perioada de pandemie 2020-2021, am căutat să lămurim, să motivăm studenții că pot participa totuși la acest proiect și am reușit în fiecare din acești ani cam 70% din studenții care puteau să facă aceste specializări să se realizeze. 30% n-am putut realiza pentru că erau perioade în care în anumite țări era chiar interzis să pătrunzi sau trebuia să stai mult timp în... Trebuia să fii vaccinat, trebuia să ai certificatul verde, și erau pe lângă multe toate lucruri. Alea mai trebuia să și stai izolat o anumită perioadă. Anul acesta am avut în schimb iarăși o prezență mică, spunem noi, și la cadre didactice, la partea de predare și de vizitare a unor universități și unor firme. A mobilității, să spunem, staffului. În acest an am aprobat 40 de cadre didactice care să meargă fie să predea, fie să realizeze mobilități pentru pregătire și 140 de cadre de studenți care să meargă în aceste mobilități Erasmus. Sper că acestea să se realizeze și cam o parte din studenți au și plecat, sunt deja în aceste mobilități. Și cadre didactice cam din luna mai încep să meargă, mai puțin... În ce țări și la ce... Merg în toată Europa, predau la câteva universități, în special în Polonia, Germania și Spania. Vin studenți din Spania, Polonia, Franța, la noi în universitate. Și studenții merg aproape în toate țările europene. Am redeschis și acum insistăm pe Erasmus ca 107 să facem parteneriate și cu țări din afara Uniunii Europene. Avem
cu Albania, Macedonia de Nord, aveam cu Egipt, cu India, aveam cu Ucraina, dar acum nu ne putem realiza, cu Republica Moldova și acum deschidem niște parteneriate cu Mexic și cu Chile și probabil și cu Columbia. Sunt în discuții. Da, deja am trimis ofertele Erasmus și am trimis și acorduri bilaterale care să se încheie pe 2-3 ani. Deja în Chile avem sprijinul ambasadorului nostru în Republica Chile, care ne sprijină mai ales în zona Atacama, unde există și o companie mixtă română-ociliană de exploatare a cuprului prin subteran și în carieră. Și există circa 250 de specialiști români care lucrează deja acolo. Și iată de ce considerăm că acest parteneriat este foarte important. Ba mai mult, am început să avem studenți din Chile, Peru, care vin deja să studieze la noi. Sperăm în continuare să dezvoltăm câteva relații cu țările din Nordul Africii și din Africa Centrală și de Vest. Curiozitatea mea este, ce aleg studenții străini? Ce specializare aleg din multele specializări pe care le are la dispoziție Universitatea din Petrojani? Spre ce se îndreaptă studentul străin? Marea majoritate spre inginerie, dar aici merg de la ingineria minieră și până la calculatoare sau automatică. Sunt totuși și câțiva studenți care vin spre domeniul economic. În rest, repet, în domeniul ingineriei cei mai mulți. De ce? Că aceasta a început să crească și se simte o revigorare a ingineriei pentru creșterea economică mondială și atunci asigur că se îndreaptă mai mult spre aceste domenii. Interesant. Un alt eveniment care a avut loc în cadrul Universității din Petroșani, mai bine spus la începutul lunii februarie, cunoscutul caricaturist Ion Barbu a primit titlul de honoris causa al Universității din Petroșani. A cui a fost ideea și de ce? Acum, lumea este obișnuită că atunci când acordăm titlul de doctor honoris causa, să-l acordăm unor personalități din domeniul academic numai. Dar și noi, ca universitate și alte universități, au acordat acest onorant titlul de doctor honoris causa și unor personalități din alte domenii, cultură, artă, sport, de ce nu. Și atunci, scriindu-ne în această idee a celor care au dus numele Petroșanului, a Universității, a Văjiului, a județului Hunedoara, la nivel național și la nivel internațional, un renume pozitiv, mă refer, am considerat că și caricaturistul Ion Barbu, prin tot ceea ce a făcut, prin muzeele care le-a inaugurat, prin expozițiile care le-a deschis și prin literatura care a creat-o, a promovat universitatea noastră. Ba mai mult, el este absolvent al Universității din Petroșani, a terminat specializarea topografiei miniere, a profesat o perioadă nu foarte lungă și ca atare au venit și specialiști din acest domeniu să îl omagieze. Cred că cu această ocazie am omagiat un pic și pe Ion de Sârbu, care este cel mai cunoscut scriitor din Valea Jiului și
în această săptămână, mai precis vineri, în 1 aprilie, o invităm pe soția regretatului de Sârbu, care trăiește și are o venerabilă vârstă de 92 de ani, dar care a răspuns pozitiv să revadă Valea Jiului și care îi vom mâna o diplomă din partea universității pentru cel care a fost nu numai un mare scriitor, dar a fost și profesor universitar la Cluj. Și a fost ca atare și din partea universității omagiem acest lucru. Și apoi, bineînțeles, că noi colaborăm permanent cu domnul Barbu pentru Ion Barbu pentru alte activități culturale care să crească vizibilitatea, dacă putem spune așa, a Văii Jiului și a universității implicit. Luna aprilie pentru Universitatea din Petroșani va fi o lună de ceas aniversar sau universitatea se va afla, nu știu pe ce dată, când împlinește Universitatea din Petroșani 71. Anul acesta facem 74. 74. Și anul viitor 75. Anul acesta vom marca probabil mai puțin acest eveniment, dar îl marcăm va cu diferite... Va fi față-față de data aceasta. Știu că ultimii 2 ani au fost... Așa, marcate. Să vedem în funcție de, de ce se întâmplă. Dar dorim, sigur, să marcăm mult mai bine acest eveniment anul viitor, când facem 75 de ani. Și anul acesta marcăm prin mai multe evenimente. Avem simpozioane științifice studențești. Avem simpozionul SIMPRO al cadrelor didactice, un simpozion internațional în luna octombrie. Și la fiecare acțiune mai mare avem inserată câte o manifestare care să arate tradiția și și la invitat special v-ați gândit? Anul acesta să vedem cât se pot veni, dar la anul sigur că ne gândim de la președinție și până și ministru sau prim-ministru și până la rectorii universităților românești și din afară pe care îi avem parteneri în tot ceea ce înseamnă colaborarea interuniversitară. O ultimă întrebare, domnule rector, dacă în următorul an universitar, adică pentru viitorii studenți, vor fi programe noi în cadrul Universității din Petroșani? Da. Avem, după cum am mai spus și cu o altă ocazie, o colaborare deosebită în cadrul unui consorțiu de universități europene, Eureka Pro, care suntem 7 universități și tematica principală a acestui consorțiu este consum și producție responsabilă. În acest sens, pe lângă un campus virtual care se creează, pe lângă schimburile de experiență care le facem, pe lângă o promovare a imaginii consorțiului la nivel european, pe lângă schimburile de cadre didactice și studenți interuniversitare, demarăm din toamnă cel puțin un master în acest domeniu al consumului și producției responsabile, un master în inginerie industrială care se va dezvolta pe 2 ani în limba engleză, în așa fel încât studenții de la celelalte universități din consorțiu să poată veni măcar un semestru să studieze la noi și alți și studenții noștri să studieze la celelalte universități și pregătim de asemenea pentru acreditare, ca și masterul, dorim și un avem și un program de licență, tot în domeniul acesta consum și producție responsabilă, pe 4 ani în limba engleză, urmând ca 80%, 75% dintre disciplinele care le includem noi să se regăsească
în cadrul acelor specializări create la cele la alte universități din consorțiu. Și atunci, când studenții noștri promovează un examen la aceste universități, noi să putem automat echivala. Este o șansă de a ne integra mai bine în sistemul universitar european și o șansă pentru orice student care vine la noi, indiferent că este român sau străin, să participe într-o universitate europeană la niște specializări europene. Avem aici incluse în aceste programe de licență și de master specializări noi chiar, discipline noi, care să arate trendul în care se dezvoltă economia europeană și tocmai pentru acest lucru s-a creat această specializare. Am înțeles. Spuneți-ne dacă știm cu toții că în luna aprilie se încep se lucrează la ofertele de promovare pentru viitorul an universitar. La Universitatea din Petroșani s-au pregătit ofertele de promovare pentru a-i atrage pe viitorii studenți? Da, noi am pregătit aceste oferte, începem să le distribuim celor care diseminează asemenea oferte în spațiul media și noi am început să ne promovăm și față în față pe cât posibil oferta universitară, colegi, cadre didactice și studenți, având posibilitatea să meargă pe la diferite licee din județul Hunedoara și din județele limitrofe și să prezinte specializările noastre și nu numai să prezinte campusul, să prezinte facilitățile existente, să prezinte viața de student a celor care doresc să vină la Petroșani. Mult succes în tot ce faceți, domnule rector. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru informații. Cu siguranță o să vă mai invităm să veniți în apropierea sfârșitului de an pentru a ne ține la curent cu ceea ce se întâmplă, cum se termină anul universitar și cum va începe următorul și tot ce ține de universitate, toate proiectele să ni le aduceți în fața telespectatorilor noștri. Încă o dată vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm și noi la universitate să vedeți ceea ce am mai reușit să realizăm și sperăm că să vă arătăm și câteva laboratoare cu aparatură modernă, aparatura care este în curs de a fi achiziționată la noi la universitate. Cu mare drag vom veni și la universitate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Ioana Popescu. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Ne revedem data viitoare la o nouă ediție, bineînțeles cu noi invitați, cu noi informații pentru dumneavoastră. Numai bine!